David a rostit cândva cuvintele: Ce mare ești Tu, Doamne, Dumnezeule, căci nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. A rostit aceste cuvinte în rugăciunea sa, în care a zis și următoarele cuvinte: Binecuvintează, dar casa robului Tău ca să dăruiască pe vecie înaintea Ta, căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. Am citit aceste cuvinte de binecuvântare pentru Domnul și de binecuvântare pentru noi, pentru că vreau să citesc ca și text pentru cuvântul acesta un singur verset din Proverbe 3:33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Și să vedem din Scripturi ce condiții sunt necesare pentru o căsătorie binecuvântată. Mi-a venit pe inimă acest cuvânt în vremea asta când stăm acasă și mulți sunt mai familiști ca altădată. Poate ați avut vreme să vă cercetați, să vedeți dacă e mai bine să fiți mai mult împreună. Poate ați discutat și ați văzut, sub un aspect sau altul, stări, greșeli, poate ați luat angajamente. Eu, ca unul care am încheiat viața de familie, în perioada asta, anul acesta mai exact, după ce a plecat soția mea la Domnul, mi-am făcut și eu socotel, Doamne, ca familist, unde am greșit, ce a fost bine sau ce n-a fost bine, să fim recunoscători Domnului pentru ceea ce a lucrat pentru noi, pentru ceea ce va mai lucra, pentru ceea ce sunteți încă familiști. Haideți așadar să ne cercetăm în lumina Scripturilor. Și voi începe prin cuvântul recunoaște. Adică atunci când ceva nu este în regulă, cel mai bine este să începi prin a recunoaște, cum scrie în Ieremia 3, recunoaște-ți vinovăția, te iert, spune Domnul lui Israel. În primul rând, noi să recunoaștem care a fost istoricul nostru înainte de a ne căsători. Acel istoric despre care eu spun întotdeauna celui ce va deveni mireșa mireasă să-l informeze pe celălalt. Pentru că atunci când îl achiziționezi, trebuie să-l achiziționezi cu întreg inventarul. Și aici nu voi insista în detalii, voi aminti doar un principiu biblic. Efeseni, capitolul 6, este o reluare a celor din Vechiul Testament spuse de însăși gura lui Dumnezeu. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tine poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit să trăiești multă vreme pe pământ. Ați reținut? Deci felul în care te-ai relaționat, mai concret felul în care ai fost ascultător sau nu de părinți, poate avea repercursiuni pentru toată viața, pentru viața ta de familist, pentru viața ta de părinte. Este și principiul, cum ai făcut, așa ți se va face. Și noi imediat fugim la Domnul, dar ne-a iertat. Da? Și la David a spus Domnul că-l iartă, dar ce a făcut a rămas de plătit. Ispășirea cu sânge a plătit-o Domnul pentru noi. Dar pentru a învăța lecția la reexaminare se plătește. Să ne amintim de Esau. Viața lui de vânătoare l-a dus la căsătorie, pierderea binecuvântărilor. Aveau de-a face cu perioada de dinaintea căsătoriei. Și mai îndeaproape, adesea am văzut că lunile de dinainte de căsătorie sunt foarte mult responsabile de lunile de după căsătorie. Nu-i tot una să te căsătorești ca tânăr sau ca tânără, credincios, curat, sau să fi fost cu un istoric păcătos.
Se vede și în ziua anunții cât entuziasm ai sau ce regrete te marchează. Apoi, recunoașteți propria alegere. Adică soțul să recunoască faptul că soția ce acum o învinuiește că nu-i nevastă bună, că nu se poate înțelege cu ea, el a dus-o acasă. El a pețit-o și a vrut-o să o treacă pe numele lui. Să recunoaștem ce s-a întâmplat încă de la început, că Eva a fost luată din Adam. Și în limba originală era o evidențiere foarte interesantă. Bărbatul era Ish și femeia era Isha, că era, așa cum s-a spus, os din oase și carne din carne. Adică, pe de o parte, la căsătorie, cum vă spuneam, trebuie să recunoaștem că e ceva de dinainte. Și Dumnezeu ne răsplătește cum am făcut și scrie în Proverbe, capitolul 18, versul 22, o nevastă bună este un har pe care îl capătă de la Domnul. Dar noi știm cum dă Domnul har celor smeriți, celor care sunt ai lui, că doar n-a dat Domnul pe o fată bună unuia care să-și bată joc de ea. Apoi, să recunoaștem faptul că la căsătorie, prin alegere, de fapt noi ne exprimăm în modul cel mai extins și cel mai profund ce ne place. Atunci se vede ce are valoare în inima ta, frumusețea, averea sau calitățile sfinte. Da? Cred că nu este până la acel moment al vieții ceva care să descopere un tânăr sau o tânără mai mult decât alegerea partenerului în viață. Am întrebat odată pe cineva care nu s-a înțeles cu soția și au divorțat. De ce ai luat-o? Pe ce criteriu ți-ai ales-o? A fost frumoasă. Și ea de ce s-a căsătorit cu tine? Aveam bani. Iată cum ne deconspirăm. Apoi, prin alegerea de la căsătorie, se va vedea ce vom putea face mai apoi. Nu poți să faci orice cu oricine. Depinde pe cine ai partener în jug, ce car vei putea duce. Să ne amintim de Samson, a fost alegerea lui, de Solomon, alegerea lui. Și mulți alții ar trebui să recunoască faptul că au greșit la momentul alegerii. Îmi spunea o soră necăjită și nu se întrezărea în grabă fericirea, deși Domnul poate să schimbe oameni, destine. Spunea ea, altul era planul Domnului pentru mine și știu care era. Și am știut atunci, dar am înclinat în privința asta. Așadar, în primul rând, să ne recunoaștem viața de dinainte, apoi să ne recunoaștem propria alegere, apoi să ne recunoaștem greșelile din viața de familist. Nu să vânturăm greșelile celuilalt, că nu ajută. Din potrivă, afectăm relația. Aducem o imagine negativă asupra casei noastre. Să ne amintim de Adam și de Eva. Ei n-au greșit înainte de căsătorie. N-au greșit în alegere. Dar când au greșit? După aceea. Și-au greșit amândoi. Și la urma urmei nu contează cine a greșit primul, dacă au greșit amândoi. Să ne amintim de Avram și de Sara, Genesa capitolul 16.
Ea i-a făcut propunerea să aibă un copil cu egipteanca roabă, Agar. El a acceptat. Și de aici a ieșit multe probleme în familie. Cine a fost de vină? Faraon și Abimelec, aceia din jur care erau și ei să se amestece în casa lor? Nu, în cazul acesta au fost greșelile lor. Și Avram a putut să spună: tu ai propus, ea putea să spună cum se mai întâmplă, tu ai acceptat. Da? S-ar putea să fi făcut o investiție greșită. Povestea cineva că s-a dus în America, așa, cu visul american. Și când au ajuns acolo și au dat de o realitate dură, ea plângea în pat, el dincolo nu putea să adoarmă. Până când una a rupt tăterea și a zis: dar ce căutăm noi aici? Dar noi am vrut să venim. Cineva a avut pentru ei un vis, cunosc cazul de aproape, în care se spunea că nu vor fi entuziasmați, dar el a recunoscut cu sinceritate și a zis: dar eu am vrut să mă duc. Să ne amintim de David și de Mical, de greșelile făcute. Și să le recunoaștem față de partenerul de viață, față de Domnul. Am întâlnit un caz în care un frate nu vrea să-și ceară iertare la un altul care avusese o problemă. Și eu l-am rugat de mai multe ori. N-a zis că nu o face, dar nici n-a făcut-o. Nici nu puteam să insist tare, eu eram tânăr, eram mai în vârstă. Dar la un moment dat, într-una din acele situații în care am spus, a sesizat soția lui și a zis: frate, nu trudi, eu sunt de o viață cu el. Nu și-a cerut iertare niciodată și am mai întâlnit astfel de situații. Chiar dacă vina mea este de 5% și a celuilalt de 95%, eu am vina mea. Și s-ar putea și la vina celuilalt să fiu părtaș, direct sau indirect. Să aibă Domnul milă de noi și recunoscând că întâi trebuie să rezolvăm trecutul, apoi să pornim înspre viitor. Nu putem face abstracții de trecut. Să spunem: gata, de astăzi este ca și cum un elev la școală ar spune pe la jumătatea semestrului al doilea: vreau să iau premiul întâi. Nu se poate dacă n-ai medii buni în primul semestru, că și cu 6 în primul semestru poți să iei 10 cu steluță, că tot nu mai este media bună de premiu. Asta ar fi trebuit să spună în septembrie, când a început școala. Acum să fie mulțumit, poate cu o mențiune, dacă o mai prinde, sau oricum, să fie realist. Dar după ce ne-am recunoscut trecutul în modul sincer, cu smerenie, sub lumina Domnului, cum scrie în Psalmul 39, Doamne, vezi, s-ar putea eu să fiu pe o calerea și să nu-mi dau seama. În al doilea rând, după ce am recunoscut vina noastră, cât despre merite, nu trebuie să le evidențiem. Ele vorbesc de la sine și lucrează de la sine. Ceva foarte important, și asta spun nu doar în cazul familiei, ci la multora care nu au biruință. Acceptă să te predai Domnului cu toată inima. Este o cerință sfântă, despre care vă citesc în cartea Deuteronom, capitolul 10, versetul 12. Să umbli în toate căile lui și să slujești Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea, cum spun și alte texte. Sau cum spune în aceeași carte Deuteronom 18, cu versetul 13, tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Și un alt verset în aceeași idee, întărind principiul, e 2 Cronici 16 cu 9, foarte clar. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, deci nu este om pe care Dumnezeu să nu-l bage în seamă, să nu supravegheze, să nu
lucreze în funcție de atitudinea lui, ca să sprijinească pe aceea care o inimă este întreagă a lui. Cum scrie și în 25, același capitol, aceeași carte, despre Amația, citesc versetul 2, a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu inima care nu era în totul dată lui. Dar ce frumos scrie despre macedonieni în 2 Corinteni, capitolul 8. Vă citesc versetul 5. S-au dat mai întâi pe înșiși Domnului și apoi nouă prin voia Dumnezeu. Dă-te Domnului 100%. Și aș putea spune, dăruiește-te și partenerului sau redăruiește-te sau dăruiește-te în întregime. Pentru ca să poți să ai biruință. Tocmai astăzi m-a sunat cineva și a zis, frate, n-am biruință într-un domeniu. Și între altele mi-a venit acest principiu în minte și l-am întrebat, dar tu l-ai lăsat pe Dumnezeu să-ți controleze toate domeniile vieții tale? Și el spune, da, dați un exemplu. Și m-am lăsat călăuzit și primul exemplu care l-am dat a zis, da, aici aveți dreptate. Pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine și degeaba vrei să ai biruință în viața de familie dacă, de exemplu, nu te interesează adunarea. Degeaba vrei să ai înțelegere în viața de familie dacă, poate chiar împreună cu soțul sau cu soția, vrei să vă permiți anumite lucruri lumești. În viața de familie, biruința este dată numai și numai de prezența Domnului. Fără El, vorba lui Solomon în Eclesiastul 2, cine poate să se bucure? Poți să ai de toate. Să ne amintim de tânărul bogat. A zis asta și cealaltă și cealaltă. Ok, din tinereți. Și asta luând pentru viața de familie, spune, de când m-am căsătorit? Le respect pe toate. Și Domnul care detectează, descoperă, ce este ascuns și scoate la lumină, îți arată un domeniu. În cazul lui era încrederea în avere. Corectează și aceasta. Și sunt unii, și am văzut asta, vorbesc concret de familiști, au domenii chiar ale vieții de familie. Și cum spuneam, principiul este general valabil, la care nu vor să se îndrepte. Și atunci nici Dumnezeu nu acționează. Să ne imaginăm că avem un aparat sau avem, să zic, un anumit document computerizat care se încadrează într-un program. Și până n-am completat toate câmpurile, poți să-i dai ok, poți să-i dai finish, poți să-i dai acord, ce vrei să-i dai? Poate ți apare acolo cu roșu dacă programul e bine conceput, nu e completat un câmp, poate și spune care. Și nu poți merge mai departe. Ceva asemănător este cu Dumnezeu. De aceea să ne lăsăm cercetați, să ne corectăm la nivelul vieții de familie. Suntem curați în viața intimă, la capitolul nașterea copii, la dărnicie. În versetul la început scria în Proverbe 3 că Dumnezeu binecuvântează sau blestemă. Și scrie în Maleahii 3 că dacă nu-ți faci partea înaintea Domnului, ești sub blestem. Și te întreb, Doamne, de ce am făcut? Sau ce n-am făcut? Da? Să fim atenți la nivelul vieții de familie. Că aici ar trebui să fim întru totul plăcuți Domnului și tot aici, în cadrul familiei, ar fi cel mai propice mediu să ne cercetăm întreaga viață spirituală, să ne corectăm unul pe celălalt, să ne rugăm împreună. Poate în raport cu copiii am greșit, poate avem o relație care este afectată și nu putem să ne
punem viața în rânduială întru totul. Și atunci Dumnezeu nu ne ajută. Domnul să aibă milă de noi, să înțelegem că El binecuvintează pe cel neprihănit. Și frumos ar fi dacă toți spunem că suntem neprihăniți, să nu ne mai ținem de practicile vremii noastre care mă mânecăjesc de atâtea ori. Frate, asta nu-i mare problemă. Dar cine stabilește dacă e mare sau dacă e mic în primul rând? Și chiar dacă ar fi mică, Biblia spune că și în lucruri mici să fim credincioși. Și cine va călca una dintre cele mai mici este ca atare taxat de Dumnezeu. Fiind vorba de neprihăniți, spune Scriptura despre Zaharia și Elisabeta, foarte frumos, Luca 1 cu 6, amândoi erau neprihăniți. Și ce înseamnă asta? În primul rând, înaintea Domnului, că El dă baremurile, nu noi le stabilim. Și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Eu cred că n-a fost o exagerare aici. Că nu s-a născut Ioan Botezătorul cel mai mare de cei născuți femei în orice familie. Să ne gândim la plinătatea de har care a venit peste ei și la faptul că s-au umplut de Duhul Sfânt. Cum au primit un sol de la Dumnezeu, cum au ascultat când vecinii au vrut să se amestece și să spună numele. Nu, i-a ținut cont de ce spune soțul și amândoi au ținut cont de ce a spus Dumnezeu. Pe astfel de oameni Dumnezeu îi ajută. Altfel nu se poate. Apoi în al treilea rând, deci în primul rând să ne recunoaștem trecutul, apoi în ce privește prezentul să facem o revizie și să-i dăm dreptul lui Dumnezeu să aibă acces, stăpânire în toată ființa noastră, în toate domeniile. Nu cum i-am auzit pe unii spunând, Dumnezeu nu intră în dormitor. Dar Dumnezeu intră în ființa mea, eu sunt templul Duhului Sfânt. Pentru viitor, și asta strict legat de viața de familie, un sfat și atât, nu mai adaug altceva. Nu mai dezvoltăm puțin acest sfat. Lasă dragostea să te desăvârșească. Asta ar însemna lasă Duhul Sfânt să-ți prelucreze ființa. Lasă-L pe Dumnezeu să te modeleze, să devii ca El. Că Dumnezeu este dragoste. Și prin Domnul Iisus ne-a învățat și ne-a dovedit iubirea. Și să începem cu cei mai ușor. Dragostea în limbaj. Eu i-am spus la scumpa mea, așa cum se știe, scumpa mea. Am folosit și alte cuvinte, să zic unele rămân interne în familie. Dar chiar și expresia asta, am găsit-o din Biblie, scrie în Cântarea Cântărilor, nu vă spun unde, că uitați că mai găsiți și altele interesante. Scrie la începutul acestei cărți că și numele capătă o anumită conotație și este plăcut să fie pronunțat. Da, expresia aceea că eu sunt bun la inimă și iubesc, dar rău de gură, este o nulitate. Nu se poate, căci din prisosul inimii vorbește gura și nu poate să dea izvorul, decât apa ce o are și fântâna ce a acumulat. Așadar, să lăsăm dragostea să-și facă lucrarea. În mod deosebit, femeile au nevoie de multe ori să fie apreciate, dar și soții, să știți. Și nu-i vorba numai de apreciere. Cum spuneam, de la nume, de la un apelativ, de la felul în care știi să redai. Eu obișnuiam să-i scriu soției din când în când o scrisoare în care se scot în evidență anumite aspecte, să-i doresc anumite lucruri din partea lui Dumnezeu. Ea m-a întrecut întotdeauna în felul în care
cu glasul ei dulce mi-a vorbit și multora din jur. Să îi placă celui ce te aude. Dumnezeu a făcut gura să se închidă, să deschidă, nu urechile. Că poate într-un fel am fi scăpat de ce povestesc unii care nu știu închide gura. Dar e bine cum a făcut Dumnezeu. Apoi, poate ceva mai greu, dar simplu de enunțat și imposibil de contestat. Spune Scriptura în Cartea Proverbelor, la capitolul 10, versetul 12, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Deci iată cum se leagă aceasta de ce spuneam înainte. Dacă ai făcut curățenie întreaga viața ta, atunci nu mai ai cum să urăști, nu mai ai cum să te manifesti nepoliticos. Chiar dacă ar fi partenerul de viață vinovat și sunt situații în care se necredincios și trădează și câte rele sunt în lumea asta, tu nu poți să te manifesti decât ca și un credincios. Ba mai mult, noi am declarat dragoste în ziua nunții. Și rețineți, numai când dispare dragostea te poți certa. Nu te poți certa din dragoste. Când iubești, vine să iei în brațe pe cineva, să o săruți. Vă puteți imagina să iei pe cineva în brațe, să o săruți, apoi repede să iei buzele de pe buzele lui, că trebuie să-i mai spui vreo două. Și apoi iar îl pupi. Repede și iar mai spui câteva. Nu se poate. Dragostea acoperă toate greșelile, cum ni le-a acoperit și Domnul toate și cum ne vrea sfinți în toate. Da, da, poate spunem ca și Petru, toate, toate, dar să nu fie multe. A zis, scrie în Matei 18, Doamne, îl ier, dar știi, de 7 ori? Și Domnul a spus, nu, Petre, de mult mai multe ori. Și Petru așa de bine a înțeles asta și îmi vine în ajutor la subiectul acesta când scrie în 1 Petru 4 cu versetul 8, mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Asta e și pentru frați. Apoi dacă trebuie să iubesc 1100 câți avem noi în adunare, apoi față de nevastă, cum să n-am iubire? Că ea este primul aproape și trebuie să iubești pe aproapele ca pe tine însă. Căci dragostea acopere o sumedenie. Cât e o sumedenie? Cât i-ar fi? Toate intră în sumedenia asta, de păcate. Dacă e fierbinte, totul arde. E un jar, scrie în Cântarea Cântelor. O flacără a Domnului. Totul mistuie. Și aceste lucruri ce vi le spun nu sunt doar chestiuni abstracte, sunt realități dulci. E o frumusețe să poți ierta și o frumusețe întreagă să nu mai pomenești, chiar dacă poate îți mai vine în minte. Da, să învățăm de la Dumnezeu. El ne-a iertat și nu-și mai aduce aminte, le-a aruncat în fundul mării. Nu coboară Dumnezeu de pe tron să mai scotocească prin mizeria lumii. Hai să văd eu ce ai mai făcut. Nu, noi ne-am recunoscut trecutul când ne-am botezat, când ne-am căsătorit și dacă e cazul, mai recunoaștem și azi odată. El este credincios, drept, ne iartă și gata. Lasă dragostea să te desăvârșească. Să înseamnă lasă pe Dumnezeu să ia chip în tine. Ca soț să devii un Hristos în miniatură. Soția obișnuia să spună că s-a rugat de fată să-i dea Domnul un bărbat bun și predicat. Și am găsit o înregistrare, povestea la niște tineri asta. Și că Domnul mi-a dat har să fiu predicat, o să știe. Dar am zis acolo și a rămas înregistrat. Și de acum vreau să mă fac mai bun. Acum nu mai pot să mă fac mai bun. Îmi pare că puteam să fiu mai bun. Da. Ție nu-ți pare că puteai să fii mai bun?
Soră, nu-ți pare că ai putea să fii mai bună? Că la început oamenii se uită, au, și-a luat o nevastă frumoasă, s-a căsătorit cu unul bogat, dar apoi, treabă, e nevastă bună, vă înțelegeți bine? Oh, de-am lăsat dragostea, care am declarat-o. Dragoste cu resurse nelimitate, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, 1 Corinteni 13 cu 7. Citiți și recitiți. Iubiți și iar iubiți. Da. Și dacă e vreun moment critic, cum scrie în Isaia, capitolul 54, că Domnul s-a mâniat, că el trebuie să-și exercite rolul de Dumnezeu, nu poate să tolereze păcatul. Dar în dragostea lui scrie aici, în versetul 8, într-o izbucnire de mânie, mi-a scos o clipă față de tine, dar mă voi îndura tine cu o dragoste veșnică. Versetul 10, poți să se mute în munții, poți să clatine dealul, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să iubim atâta tot. Asta e porunca chintesențială pentru toate cele. Când iubești, ești un om al lui Dumnezeu. E dovada că ești mântuit. Ai înțeles că ai fost mântuit din iubire și răspuns cu iubire. Și când te căsătorești, asta se așteaptă să dai. Dacă aspiri la vremea adevăratei iubiri, când vei fi luat de Domnul în parteneriatul veșniciei, da. Repet în încheiere, recunoaște-ți trecutul. Dar nici nu lăsa pe diavolul să te acuze. Doar recunoști, rămâi smerit și mulțumești Domnului că te-ai iertat. Și dacă sunt anumite neajuns și se datorează trecutului, le suporți cu realism. Apoi, angajează-te să-L lași pe Domnul să facă ordine, să-ți sfințească întreaga viață și așa sfânt să rămâi. Și, ca familist, în tandem cu relația cu Domnul, relația de familie, lasă dragostea să-și facă lucrarea în viața ta. Prin încercările sate de Dumnezeu, prin greutățile vieții, prin zilele cu soare sau cu nor, și fiind credințat de ceea ce scrie în Roman la capitolul 8. Vă citesc de la versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Puneți asta în dreptul familiei. Prin iubire vei fi mai mult decât biruitor. Există forță mai puternică decât dragoste. Asta ne ține și va fi leantul veșniciei, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânii, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să sparte dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ori aceeași dragoste care a pus-o El în noi, aceeași dragoste lucrează și în raportul vieții de familie. Nici o altă făptură, nici orice sau prin ce vei trece. Acum să nu spuneți, a, tu ai trecut, ai scăpat. La rândul nostru am avut și noi ispitele noastre. Dar pot să vă spun că viața de familie este ceva frumos, o invenție divină, fără seamăn. E ceva ce îți dă gust de rai. Locuința celor neprihăniți, Domnul o binecuvintează. Dar dacă nu suntem în regulă, se răsfrânge blestemul peste noi. Doamne, fie-ți milă de noi și dă-ne biruință de plină. Să ajute Bunul Dumnezeu oricărei familii, eu asta spun tuturor, în orice situație s-ar afla. În fază de divorț, despărțiți. Mi-a dat Dumnezeu harul să particip la două momente de rugăciune când aceleași familii, aceleași cupluri s-au crunat din nou. Și știu cazurile îndeaproape. Și m-a bucurat și se bucură ei iar. Orice situație ar fi cât de critică. Când dragostea se întoarce, când Dumnezeu este lăsat să intre în casă și să facă ordine în toate compartimentele,
Nu se poate să mai își rețină diavolul vreun cui și vreun colțișor, este silit să plece. Și Domnul poate să înnoiască, să repare, să vindece, cu iertare, cu dragoste, să pună totul în ordine și în ordine să rămână până vine El și vom intra în mediul absolut al dragostei divine pe care îl așteptăm familiști sau nefamiliști. Doamne, ajută! Amin.